Dacă tot anul merg de la un concert la altul de Paști, interpreții de muzică populară s-au gândit să arate lumii că se pricep și în bucătărie. Bucate, ca pe vremea regilor, vor sta la loc de cinste pe masă. Familia folclorului românesc și-a unit forțele în bucătărie. Păi Oltea sunt, Oltea ne-l zice, Oltea sunt pe un moi duce, Oltea sunt pe un moi duce, Leano. Carnea a sfârâit pe grătare, au frământat cozonacii și au pregătit masa de Paști cu voie bună. Masa de Paște nu poate ieși delicioasă dacă nu îi se presară un pic de cânte, cu un pic de voie bună. Uite, ce facem acum? Cozonac. Păi în orice casă de român trebuie să fie cozonacul. Nu-i așa? Păi cum trebuie să fie? Ha? Cum trebuie să fie coca? O, bandă frământată la el. Ha, ha. Cum e cu coca? E cam greu. O dovedesc. Până la Paște o facem noi. Până la Paște? Păi ce mai avem? Câteva ore. Bata, îmi place mai mult coca ta. Ia, dă-mi o bata. Nu mai facem noi cozonaci așa în stilul ta. Auzi, e foarte rău. Cum ce mai bine ne-ai bucat? Nici bărbații nu au stat departe de bucătărit și au pregătit pastrama de berbecuță așa cum știu ei mai bine. Ca friptura să iasă delicioasă, mielul să fie pufos și gustos. Exact, să fie fraged, punem puțin vin, o să iasă mult mai bine. Păi nu-i gata friptura, vine Paștele și nu avem... Este foarte pregătită, este gata. Acum e gata și friptura, m-a dus și mă uit. Nici nu știi din ce să guști mai întâi. Platourile sunt gata și le fac cu ochiul chiar și bucătăreselor. Mai să uite de cozonaci. Nici o grijă, Claudia Ghițulescu preia comanda și bagă de grabă cozonacii la cuptor și până când sunt gata, mare petrecere se încinge în bucătărie. Și seara și dimineața, mândra mea, și-am să o iubesc toată viața. Totul se face în echipă, așa că băieții sunt cei care scot cozonacii încinși din cuptor cu mâinile goale. Iar când totul este gata, nu le rămâne decât să încingă o horă ca la români. Ne dorim în case liniște, fericire!